Și avem în exclusivitate lista măsurilor economice pregătite de guvern pentru anul viitor. Sunt afectați milioane de angajați și urmează controle masive. Mergem acum la colega noastră, Roana Rotaru, corespondent NewsHour CNN pe domeniul economic. Roana ne explică punct cu punct. Roana, bună seara, te ascultăm. Bun găsit! Patronii care nu vor plăti angajaților contribuțiile la pensii, sănătate sau salarii riscă dosar penal sau chiar închisoare timp de 6 ani. Ministerul de Finanțe vrea să implementeze această măsură începând de anul viitor, din ianuarie sau februarie, în contextul în care tot mai multe firme au restanțe de plată. În acest sens, Ministerul de Finanțe, prin instituțiile din subordine, va intensifica controlele, iar antreprenorul care va avea restanțe are timp la dispoziție 60 de zile să remedieze situația. Haideți să vedem ce cred angajatorii, dar și salariații despre această măsură. Nu poate fi chiar așa, gata, nu ți-ai plătit, ai întârziat 10 zile la pușcărie. În momentul în care iei antreprenorul și pentru o întârziere de X lei, nici nu știu care este plafonul sau va trebui să fie un plafon, și îl bagi la închisoare, firma aia s-a încheiat. Angajații trimiți acasă, valoarea societății decade. În momentul în care te duci și îl iei din pat pe antreprenorul respectiv că nu și-a plătit, nu știu, 100 de lei, 300 de lei și a închis firma, în momentul acela, acei angajați, 20, 50, 100, 200 de angajați, vor trăi a doua zi să-și caute de lucru. Oamenii aceia au rate. Ați face bine, în primul rând, mediului de afaceri, că nu e normal ca unii să-și plătească taxele și alții să nu-și plătească taxele. Nu este normal ca cei care nu plătesc să beneficieze de ceea ce statul oferă cetățeanului și firmelor. Ceva normal, adică dacă noi suntem obligați să facem asta, de ce ei ar fi scutiți? Adică sunt oameni la fel ca și noi, indiferent de funcțiile pe care le au. Mi se pare foarte corect. Deci e chiar ok ce să se întâmple chestia asta. Guvernul pregătește însă și alte măsuri fiscale. De anul viitor vom avea radarul mărfilor, o aplicație prin care autoritățile pot verifica exact unde distribuie tirurile marfa, dar și dacă marfa declarată corespunde cu realitatea. Totodată, patronii care nu au primit de la stat banii pentru concediile medicale plătite angajaților vor fi compensați, în sensul că nu vor mai trebui să plătească CASS, adică contribuția de asigurări sociale de sănătate. Tot de anul viitor vor dispărea și facilitățile pentru IT-ști, dar și din sectorul construcțiilor, industrii care acum se bucură de tratament preferențial. În plus, avem și vești bune pentru anul următor. O să avem TVA de 5% pentru locuințele de până în 140.000 de euro și TVA de 5% față de 19% în prezent va fi și la căldură. Agentul termic va avea un TVA de 5%, însă doar pe parcursul iernii și doar pentru populație, școli sau alte instituții similare.